Pentru victorie, spune-ne, te rog, în două cuvinte câteva despre acest meci. Mulțumim, în primul rând, dar știam că adversarul ne permite să jucăm fotbal. Din păcate, chiar dacă scorul pe tabelă ne ajută, ne favorizează, jocul, din păcate, nu e ceea ce mi-am dorit sau ceea ce am antrenat noi săptămâna asta. Și ce a trebuit schimbat pentru meciul viitor? În primul rând, să fim focusate tot timpul la ce facem la antrenament, la ce se cere, la ce discutăm. Am impresia, sau așa a părut, că tot ce am făcut la antrenament, tot ce am povestit, astăzi o știți cu buretele. Din păcate, concentrarea noastră e 10% în loc de 100%. Câte ceva despre șansele pentru promovare în Superliga? Da, bineînțeles, ne dorim să promovăm în Superliga și chiar avem șanse. După meciul ăsta suntem calificate la baraj, matematic. Acum contează dacă suntem după locul 1 sau după 2, mai puțin. Pentru că pe primul loc, în momentul de față, suntem noi. După etapa viitoare, cel mai probabil trece Timișoara, pentru că noi stăm și automat ele o să aibă 3 puncte. În meciul direct o să se facă diferența dacă ne calificăm după primul loc, doar că și adversarii din Superliga, din punctul meu de vedere, sunt accesibili cei cu care o să jucăm la baraj. Și o ultimă întrebare despre Timișoara. Cât este de greu sau de ușor cu Timișoara în ultima etapă? Din punctul meu de vedere, la lotul pe care îl avem acum, eu zic că avem șanse să câștigăm.